În perioada 26 februarie-4 martie 2021, polițiștii de la structurile de ordine publică și rutieră din cadrul Poliției Municipale Zalău au acționat cu efective mărite pentru prevenirea faptelor antisociale, combaterea cerșetoriei, menținerea ordinii și liniștii publice, recuperarea prejudiciilor în cauze penale instrumentate, dar și pentru prevenirea răspândirii noului virus. În acest context au fost constatate 13 infracțiuni, majoritatea dintre acestea au ca obiect infracțiuni de furt, infracțiuni la regimul circulației rutiere și folosirea unui minor în scop de cerșetorie. De asemenea, polițiștii au aplicat 683 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.460 de lei. Din totalul sancțiunilor aplicate, 475 au fost la regimul circulației rutiere, 82 pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, 107 la legea 55/2020, 14 la ordonanța de urgență 97/2005 privind domiciliul și reședința, iar diferența au fost aplicate la alte acte normative. De asemenea, au fost reținute 28 de permise de conducere, 5 pentru neacordarea de prioritate vehiculelor, 4 pentru depășirea cu mai mult de 50 de km pe oră a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv, 1 pentru depășiri neregulamentare, 4 pentru neacordarea de prioritate pietonilor și 13 certificate de înmatriculare. Polițiștii au mai efectuat și o percheziție domiciliară la locuința unui tânăr din comuna Crișeni, în urma căruia au ridicat 28.221 de lei bani care ar proveni din activitatea infracțională. Pe lângă activitățile zilnice ale polițiștilor de la structurile menționate, polițiștii de la compartimentul poliție de proximitate au asigurat ordinea publică în zona unităților de învățământ, iar împreună cu colegilor de la biroul siguranță școlară au desfășurat activități preventive la școala gimnazială Mihai Eminescu Zalău. La activități au participat 150 de elevi, fiind abordate teme pe linie de circulație rutieră, violența în școli și bullying.